În Buzău se întâlnește unul dintre cele mai mari zăcăminte salifere din țară. Prin dizolvarea sării rezultă forme de relief spectaculoase cu dimensiuni și fizionomii variate. Bine ai venit în Geoparcul UNESCO, Ținutul Buzăului, pe tărâmul sării. La Mânzălești domnește sarea, care, vizibilă până la suprafață, creează peisaje unice la noi în Buzău. Se spune că este zona cu cel mai complex relief de karst din România, aici fiind zeci de peșteri decorate cu stalactite și cristale și văi adânci săpate în roca albă. Acest tărâm învăluit în sare și mister cuprinde Muntele de Sare și platoul Meledic. Muntele de Sare din Buzău este considerat un monument al naturii. Pe toată întinderea se pot observa râpe imense și fisuri albe pe unde sarea iese la suprafață, iar aerul proaspăt și sărat este un real beneficiu pentru organism. Platoul Salin Meledic este cel mai cunoscut și accesibil dintre domurile de sare. Pe platou se găsesc două lacuri, o rezervație naturală, un canion și o colecție în aer liber de sculpturi în lemn. Aici se află și peștera 6S, care nu este inclusă în circuitul turistic. Din motive de siguranță, accesul în peșteră este interzis. Peștera a fost descoperită în anul 1980 și este considerată a doua peșteră în sare ca lungime din lume.